România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi Europa FM face 21 de ani de existență. Cred că postul nostru de radio este sinonim cu progresul României și cu intrarea noastră în Europa de adevăratele. Și sper că avem și noi o contribuție la viața poate mai bună din România. Să zic că odată cu aniversarea noastră au venit și rezultatele de audiență ale posturilor de radio din valul de primăvară. Europa FM rămâne cel mai ascultat post de radio privat în orașele României. În ce vă privește, pe voi, realizatorii acestei emisiuni, ascultători de România în direct, trebuie să știți că acesta este cel mai ascultat program de radio în România la această oră și vă mulțumesc pentru modul în care munciți și îl ascultați. Este important pentru noi. Deșteptarea României este liderul absolut de piață în fiecare vineri. Mulțumesc și pentru asta. Coincidență sau nu? Că e doar o coincidență, nu știu dacă am gândit așa. Alături de mine va fi astăzi Cătălin Tolontan, coordonatorul editorial al ziarului Libertatea. Salutare, bine ai venit! Bine v-am găsit! Și Gazeta Sporturilor. Și Gazeta Sporturilor. Și da, sigur, e o coincidență. În același timp e un lucru interesant. Eu, ca jurnalist de presă scrisă, am declinat întotdeauna invitațiile televiziunilor sau radiourilor, foarte, foarte rar apar la televiziune. Există această excepție care se numește Europa FM, publicul Europa FM în structura vieții mele profesionale și voi spune foarte scurt de ce, pentru că Europa FM a făcut încă de la început ceea ce eu cred și nu că pentru că eu cred, ci pentru că așa, de fapt așa crede presa de când s-a născut, de sute de ani, că e una din nevoile oamenilor, ca presa să fie pentru oameni o platformă de conversație civilizată. Și asta a făcut întotdeauna Europa FM. Adică, știți expresia asta, stimați ascultători, probabil, să ne contrazicem fără să ne certăm și să ne certăm fără să ne insultăm. Asta cred că a reușit publicul Europa FM întotdeauna. De asta pentru mine e o bucurie să fiu aici astăzi. Această dezbatere, exact asta își propune Cătălin Tolontan, invitat în mijlocul unor evenimente complicate, să le spunem, dar care zic ceva despre starea presei din România, dar și despre starea societății. Cum să folosesc eu termenul ca să dăm știrea corectă? Cătălin Tolontan și alți patru jurnaliști, colegul său Mihai Toma, dar și Sabin Orcan, Mircea Marian și Alexandru Pop de la Newsweek au fost audiați într-un dosar în care există o plângere la DICOT, se constituie dosar penal, pe numele lor. Acuzația este, de aici ar trebui să completezi tu, pentru că poate procurorul a formulat mai bine decât o putem spune noi. Deci v-a chemat pentru că formulează o acuzație împotriva voastră sau face cercetări în rem? Nu, pentru că nu există o acuzație împotriva noastră, noi suntem martori în acest moment, nu există o acuzație a parchetului împotriva noastră, există o acuzație, da, a primarului sectorului 4 și președinte PSD sector 4, l-am citat pe el ca așa s-a prezentat ceea ce am văzut și eu după aceea ca fiind plângerea lui. Eu nu pot vorbi despre plângere, despre ce am citit în plângere, dar ea s-a scurs o parte a plângerii către o parte a presei. Așa încât putem discuta pe marginea ceea ce scrie acolo. Deci, da, procurorul a deschis un dosar la plângerea primarului și omul politic Daniel Băluță, care se consideră presat, intimidat, timorat, șantajat. Am citat de asemenea din ceea ce am văzut că a apărut în presă în plângerea lui, acuzând că este victima unui grup organizat și șantajului și presiunii jurnaliștilor care scriu despre el. În cauză sunt două articole de presă în ceea ce privește Libertatea, pentru că nu pot vorbi despre ceea ce nu știu. E vorba de o citare practică a unui articol de la Newsweek. Eu astăzi, sigur că discuția noastră pornește de aici și o să vă invit imediat la dezbatere, dar e un moment potrivit și sunt convins că ascultătorii noștri vor vorbi despre încredere
în presă, despre modul în care noi ne facem meseria, că așa se întâmplă de fiecare dată, și sunteți invitați să ne puneți la încercare, pentru că asta e menirea dialogului. Nu putem discuta la nesfârșit despre instituțiile statului, din când în când vom discuta și despre noi și putem să primim și reproșuri și laude și puncte de vedere sau opinii la care pur și simplu nu ne-am gândit. Dar nu numai că putem, chiar le cerem. Chiar le cerem. Nu există întrebare greșită, stimați ascultători Europa FM, știți foarte bine asta. După cum nu sunt aici ca să vă fac vreo sugestie sau să vă dau vreun sfat, întrebați-ne orice doriți. Avem o informație de ultimă oră apropo de acest caz, care completează cazul. Azi noapte cei de la Rise Project, platforma de investigație din România, au descoperit și au publicat și documente care arată că și cazul capătă o turnură, din punctul meu de vedere de cetățean, tristă pentru DIICOT, că procurorul care a preluat plângerea primarului Daniel Băluță și care se numește Ionuț Edioprea și care nu este un simplu procuror, ci este șeful Serviciului de Combatere a Crimei Organizate din DIICOT, are legături cu oamenii, subordonații, amicii și în același timp colegii politici ai lui Daniel Băluță, cei despre care presa a relatat pe larg, prin soția sa, care a fost avocatul a două dintre mâinile drepte ale lui Daniel Băluță, Marian Goleac și fiul său, Antonio Goleac. Ei sunt personaje importante din aceea structură a sectorului 4. Doamna mai este soția domnului procuror? Pentru... Cei de la RISE nu au scris acest lucru. Era numită partenera sa de viață pentru da, că da. În declarațiile sale de avere nu mai apare ea, de unde apărea această diferență. Bun, asta înseamnă că îl veți recuza pe acest procuror? Nu știu. Asta este o decizie care în general se ia în discuțiile cu avocații. Și nu am ajuns la acest punct. Uh-huh. Ceea ce știm în acest moment însă este că, știți, un mare judecător american, care a fost și șeful procuraturii americane, șeful echipei de procurori americane de la procesul de la Nuremberg, spunea că procurorul are mai mult control asupra vieții și libertății și reputației decât orice altă persoană dintr-o țară. În virtutea acestui control, el, pe măsură ce este independent, important, sârguincios și strict, își poate permite să fie și corect. Tocmai în virtutea acestei puteri. Iar corectitudinea începe cu poziția lui. Poziția lui de om în casa căruia au intrat bani de la unul dintre oamenii, celui care i-a trimis astăzi plângerea, sau mă rog, acum o lună când i-a trimis plângerea, în mod normal l-ar fi obligat pe el să recuze pentru a nu târî o întreagă instituție într-o criză de încredere a publicului, pentru că reacția publicului este evidentă în momentul ăsta, când toată lumea a văzut genul ăsta de legătură. Ok. 0372069599. Este evident că am și eu multe întrebări pentru tine, Cătălin. O să încerc să le strecor prin discuția cu ascultătorii noștri. De asemenea, emisiunea este pe Facebook. Trebuie să știți acest lucru. Sunt cu un ochi acolo, am văzut deja câteva întrebări. Puteți să adresați în continuare. Încercăm să răspundem la cât de multe. Nu există întrebare greșită, nu există întrebare tabu. De unde pleacă discuția noastră? Vă spun așa. Ce credeți despre anchetarea acestor jurnaliști? Este această anchetă menită să decredibilizeze presa de investigații? Cum ar trebui să procedeze un politician nemulțumit de dezvăluirile presei? Și da, puteți să spuneți ce aveți de reproșat jurnaliștilor la modul în care își fac munca, chiar și jurnaliștilor prezenți în studio. Începând cu mine, începând cu Cătălin Tolontan. Da. 0372069599. Știți că discuțiile în trei părți sunt un pic mai dificile și mai complicate. O să vă rog să dați dovadă de răbdare, pentru că timpul va curge un pic mai greu pentru cei care intră deja pe linie. Și cred că primul dintre ei este Mihai. Salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua! O să încep prin a vă saluta, dragilor profesioniști, domn Cătălin, pentru că vă respect foarte mult activitatea. O să continui prin a ura la mulți ani Europa FM, care este un post independent și a dovedit în multe situații. Mulțumim. Chestia asta. O să te rog, Cătălin, să nu mai afirm niciodată că presa nu este mai bună decât țara în care trăim, pentru că voi, această presă independentă, o faceți mai bună.
sunteți aici pentru da. Noi. Stai un pic, că presa, nu e, presa este o medie a mai multor publicații. Când spui presă, exact, ne facem treaba mai bine și mai prost. Da, sigur. Exact aici vreau să ajung. Pentru noi sunteți contactul cu realitatea. Chiar dacă okay. această realitate de multe ori înseamnă media mai multor știri. Uite, vezi, exact în acest moment cineva scrie pe Facebook în felul următor: 99,9% din presa scrisă și audiovizual este coruptă, inclusiv voi cei care lucrați la Europa FM. Și asta este un punct de vedere destul de răspândit. Este o părere personală și o asumă, este okay. problema dumnealui, cel care scrie. Așa cum, iertați-mă că vă întreb, Cătălin Tolontan sunt, așa cum și da. Elogiul dumneavoastră la adresa noastră este tot o părere personală. Da, cele două păreri personale într-o democrație conviețuiesc. Asta e important, să știm cu toți. Exact. La asta Mihai. Este media. Aflu cu stupoare despre o cercetare penală deschisă împotriva unor jurnaliști de investigații. Nu se poate ca un investigator privat să fie cercetat pentru că a făcut publice rezultatele investigațiilor lui. Și de-abia când nu se vor mai întâmpla astfel de stupizenii, atunci, domnilor, va intra în vigoare dominația puterii, o să repet expresia care ți-a plăcut, Cătălin, puterii clasei de mijloc a normalității, da. Clasei media Dar normalității. De ce? Stați puțin, că eu n-am înțeles și îl întreb aici și pe Cătălin, adică e o întrebare deschisă. Ce e greșit, domnule, când vine un procuror și îl întreabă dacă are plângerea pe masă? Nu e nimic greșit în a întreba pe oricine. Da? Orice procuror care primește o plângere e obligat de lege să o evalueze și să o cerceteze. Și deci este responsabilitatea lui, nu este doar dreptul, este responsabilitatea lui să facă asta. Și cei mai mulți procurori din țara asta își merită acest nume. Cei mai mulți. Și instituțiile unde lucrează știu acest lucru. Și aici o putem intra în discuția aia infinită a pensiilor de merit, pe care eu le consider, nu că le consider eu, ci așa sunt date de tradiția democratică a țărilor mai bune decât noi, pur și simplu mai bune decât noi, sunt importante. De ce? Tocmai pentru că oamenii ăștia au restricționate drepturile, și magistrații, și polițiștii, și alți oameni au restricționate drepturile pe parcursul carierei. Și de aceea, în momentul în care li se termină cariera, societatea convine să răsplătească faptul că, de pildă, n-au putut avea al doilea job, n-au putut avea afaceri, nu au putut să facă parte din mișcările civice. Revin. Am schițat așa, am înfuriat foarte multă lume, sunt convins când am spus lucrul ăsta, dar asta este credința mea. Chiar și când nu sunt de acord cu justiția din România, credința mea este că pentru a avea instituții serioase, oamenilor acestora trebuie să li se recunoască restricțiile și riscurile pe care le întâmpină. Revin la întrebarea lui Cătălin. Deci procurorul... Te rog. Doar o secundă. Procurorul este obligat să cerceteze. În măsura în care îi se spune că un extraterestru l-a insultat sau l-a șantajat sau l-a răpit pe primarul Daniel Băluță, procurorul are o problemă. Care extraterestru este mascat într-un om. Pentru că este datoria lui să-și dea seama dacă acea plângere, care eu încă o dată nu pot vorbi despre elementele concrete ale ei, dar o pot califica ca fiind aberantă. Acea plângere poate fi obiectul unui dosar la DIICOT, pentru că DIICOT este unul dintre parchetele care își caută o reputație ciuntită în ultimii ani. El trebuie să se ocupe de cazurile cu adevărat importante, nu de articole de presă critice la adresa uneia sau altuia dintre politicienii okay. din putere sau din opoziție. Mihai, te ascultăm. Cătălin Tolontan, o să-ți adresez o singură întrebare. Câte din investigațiile tale, multe dintre ele justificate, pe care le-am urmărit, s-au soldat și cu autosesizare și începerea unor cercetări? Au fost destul de multe. Unul, că nu sunt niciodată ale mele, lucrăm în echipă. E o precizare foarte importantă lucrul ăsta. Le-am numit generic, da. Și multe dintre ele au avut consecințe în justiție. Sunt în bugetul statului român, sunt peste 10 milioane de euro recuperați în urma proceselor juridice, nu în urma articolelor scrise de noi. Mihai, stai o secundă acolo, fii atent. Da? Percepție de internet. Revin și spun. Gabi David, presa în general este obiectivă, mai puțin presa sportivă, ce scrie... unde 90% dintre articole sunt scrise contra cost.
Acum am aruncat-o și pe asta, pentru că tu ești coordonatorul și al unui ziar de sport. Al singurului ziar de sport tipărit care a mai rămas în România. Da, Gazeta Sporturilor. Da, ok, sigur. Uite percepția aici. Nu știu dacă a aruncat-o din răutate, dar este, o percepție pe care noi o cunoaștem și cu care ne luptăm în fiecare zi. Și, într-un fel, e și just. Povestesc o întâmplare de astăzi. Am fost sunat astăzi de directorul unei stații de televiziune din Moldova, nu spun decât atât, care avea o problemă legată de un caz care pare a fi într-adevăr rău tratat în justiție. Cineva a avut o problemă cu interlopii și se părea că interlopii sunt protejați. Nu știm detaliile. Și mi-a spus, cât costă? Zic, ce să coste? Păi, zice, am sunat ieri tot la București și mi s-a cerut un tarif. Zic, doamnă, ați sunat la noi, la Libertatea, nu primim bani pentru ceea ce scriem și nici nu dăm bani surselor pentru ceea ce primim ca informație. Bun. E important ca oamenii să știe asta. Dar sigur, noi nu-i putem convinge decât în decenii de activitate. Da. Oamenii pot crede ceea ce doresc. Fabulos. Mi se pare fabulos. Mihai, îți mulțumesc mult. Mă rog. Dacă ai o concluzie, te rog scurt, acum că s-au înrușit telefonul. O să închei cu speranța că rezultatul investigațiilor procurorilor va fi unul că este o sesizare nefondată. Și încă o dată vă mulțumesc că sunteți aici pentru informarea noastră. Bun, întrebare, spor la treabă, imediat continui discuția. Voi ați pierdut un proces în primă instanță cu angajați, cu domnul Goleac, dacă nu mă înșel, și cu... Nu, cu domnul Băluță. Cu domnul Băluță, în care trebuie să, sau mă rog, că încă nu trebuie, dar prima instanță spune să scoateți de pe site câteva articole la adresa lor. Mai multe, vreo 7 articole, da. Vreo 7 articole. Aici... Cum interpretăm? Aici înseamnă că acel judecător a dat dreptate primarului Daniel Băluță. În același timp, noi admitem suveranitatea punctului de vedere al judecătorului în integralitatea ei, care punct de vedere este când va rămâne definitivă decizia judecătorească, asta se întâmplă după căile de atac, dacă va rămâne asta, atunci ștergeți articolele. Dacă va rămâne asta, evident că vom șterge articolele. Și evident că va însemna că o serie de judecători au decis că noi am greșit și vom recunoaște fără discuție acest lucru. Asta este calea normală a democrației. Aici e ceva cu presa. Câte articole sunt în total? Pentru că există această întrebare. 10 și 10 de articole despre primăria sectorului 4. Aici vorbim despre 7 articole despre care ni s-a cerut să fie scoase. Am văzut această opinie exprimată în spațiul public, domnule, că ați făcut o țintă personală din această primărie și din acest primar. Noi avem zeci de cazuri despre care am scris zeci sau uneori sute de articole. Există o limită, adică, nu știu, întreb. Tradiția presei și lucru pentru care oamenii ne apreciază, sigur, cei care ne apreciază, pentru că sunt și cei care nu ne apreciază, este faptul că nu ne oprim din a căuta faptele. Ori asta înseamnă o continuitate. Pentru că altfel, cum ne imaginăm că ar fi lucrurile? Adică discutăm despre o primărie doar în lunile pare sau impare? Sau ne oprim după 2 ani și îi lăsăm nesupravegheați în calitate de cetățeni noi, da? Practic reprezentăm oamenii. Pe cei care dețin puterea într-o țară, asta nu se poate. Ei trebuie să fie tot timpul scrutați de către opinia publică prin presă. Asta e datoria noastră. Dumitru, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, bine v-am găsit și felicitări pentru tot ceea ce faceți, toată stima. Domnul Cătălin, să fiu scurt, știu că sunt mulți pe fir care așteaptă. Și mă bucur că e domnul Cătălin Tolontan acolo. De mult voiam să iau legătura cu dânsul sau să măcar să pot să schimb o vorbă. Referitor la cele două aspecte ale subiectului dumneavoastră de decredibilizare a presei și atac, așa, al presiei de investigație, vreau să spun, pentru a nu se întâmpla așa ceva, în primul rând, presa ar trebui să fie credibilă și ei să nu facă, sau ea să nu facă atacuri la persoană fără o investigație profundă. De acord cu ce a spus domnul Tolontan, că trebuie să fie o platformă de convorbiri civilizată, așa, așa mai departe, dar să fie cu sens dus întors, nu unisens, nu numai dinspre cititor spre investigator. Și acum, domnul Cătălin, domnul Tolontan, m-au zis, da? Sigur, sigur. Așa, bun. Domnul Tolontan, de ce am ținut să vorbesc cu dumneavoastră? Doar să clarificăm o informație pe care dumneavoastră ați lansat-o în presă, în Gazeta Sporturilor, cu mulți, mulți ani în urmă, în care eu am fost implicat
direct într-o murdărie care nici nu a existat. E vorba de mulți ani în urmă, nu că roscolesc trecutul, dar asta e, când echipa de fotbal al Stelei a jucat la Liverpool. E vorba de 2003. Eu am fost comandantul aeronavei care a dus acea echipă la Liverpool și a adus-o înapoi. Și într-adevăr, la bord, se afla Gigi Becali, se afla Pițurcă, Mitică Dragomir, tot staff-ul, inclusiv Gică Hagi. În presă, și am ziarul acasă, dacă doriți vă trimit o fotocopie, ați spus că la întoarcere Becali a fost suspectat de o sumă imensă de bani, nu știu ce, băgat în vamă, dezbrăcat, controlat, n-a găsit nimic. În care m-ați acuzat pe mine ca, virgulă, comandant al aeronavei, că am luat șpagă de la Becali ca să-i trec banii pe lângă vamă, pentru că pe noi nu ne controlează. Domnul Tolontan, nu că nu am primit nici un cent de la Becali, dar nu am primit niciun bună ziua, niciun mulțumesc, niciun la revedere. Singurul care a venit în cabină, în cabina de pilotaj și poate confirma, discutați cu el, a fost Gică Hagi, care și-a cerut scuze pentru comportamentul mizerabil al întregii echipe, de la patron până la ultimul. Foarte interesant. Stați o secundă ca să putem primi și un răspuns. Fac o paranteză, într-o mare coincidență. Să știți că m-am aflat în Liverpool în acele zile și am fost ca jurnalist la acel meci, nu în aeronava dumneavoastră, pentru că trăiam în Anglia atunci. Așa. Au existat informații la data respectivă pe care le-am primit și eu în anturajul echipei. S-a și descris o întâmplare, despre care am auzit de mai multe zone în zilele respective, că a fost vorba de o sumă de bani cash pe care domnia sa ar fi avut-o asupra lui la hotel și că a existat o discuție acolo. Și acum îi dau drumul lui Cătălin să răspundă la chestiunea asta. Așa, dacă mai știu. Voie, vă rog să termin. Deci, după întâmplarea asta, m-au venit colegi, am fost acuzat, mi-au venit cu ziarul și eu mă miram de ce nu mai sunt programat la zbor, la care mi se reproșa, dar ce bă, nu ți-ai tras destul de la Becali? Și vreau să spun că după o lună și jumătate, eu am zburat Airbus-ul 310, da? După o lună și jumătate de stat pe bară, a trebuit să-mi dau demisia și să plec în străinătate să-mi caut de lucru, fiindcă toată lumea m-a acuzat, m-a arătat cu degetul, de zburat nu mai zburam, și vă dați seama în ce situație am fost pus și a trebuit să plec. Dar încă o dată, vă repet, pot să jur cu mâna pe una, okay, nu pe una, pe 10.000 de biblii, nici măcar un bună ziua nu am primit, nici un mulțumesc la revedere, nimic, nimic, nimic. Bun. Sigurul. Un răspuns. Da, Gică Hagi, care poate am înțeles. Confirma. Dumitru, stai aici alături de noi, pentru că de asta acum facem și emisiunea asta. Stai să primești un răspuns. De ce dânsul, dacă tot a postat și acele caricaturi, niște caricaturi murdare în Gazeta Sporturilor, am ziarul acasă, de ce nu a trimis un reporter? Sau să fi venit dânsul la Otopen să întrebe, băi, care ai fost comandantul cursei? Ia vino încoasă, stăm de vorbă. Stați un pic, vorbiți despre un articol, iertați-mă, sau despre caricatură aici? Despre ce anume discutăm? Ați și scris și okay, caricaturi. Eu nu am articolul în față, deci nu pot ști în acest moment exact ceea ce au scris colegii mei, da? Asta nu înseamnă că nu mi-asum. În momentul respectiv eram redactorul șef al Gazetei Sporturilor, dacă vorbim despre 2003. Dacă vorbim despre anul 2003, eram redactor 2003 din vară. Am fost noi la Gazeta Sporturilor. Dar, dincolo de situația asta, că eram, dar probabil că eram noi, dacă vorbim despre toamna lui 2003, da? Păi vă trimit... Meciul a fost în toamnă târziu. Toamna 2003 înseamnă că noi tocmai venisem la Gazeta Sporturilor. Deci, eu nu știu cum arată articolul, nu știu cum arată caricatura, însă nu înseamnă că mă delimitez în sensul că fug de responsabilitate, da? În sensul acesta, da? Și cazul dumneavoastră este foarte bun pentru a discuta un lucru fundamental. Și atunci, eu cum să mai cred în presa scrisă când eu sunt stand pățitul cu așa ceva? V-ați adresat, adică ați căutat pe cineva de la ziar? Am încercat, nu mi-a răspuns nimeni la niciun telefon, la nimic, că vreau să lămuresc, mă, oameni buni. Nu am astăzi nici răspundem la toate mail-urile și asta îmi pare rău. Ceea ce s-a întâmplat atunci, să știți că sigur că pentru dumneavoastră este acel adevăr, da? Însă se întâmplă extrem, extrem de rar.
Și acum o să mă întrebați, poate, bine, domnule, dar e normal să se întâmple? Și aici intrăm într-o discuție foarte dureroasă, dar e corect să o punem. Da, spuneți, vă ascult. Da? Da. Și anume, de când s-a fondat democrația modernă, presei, da, și celor care se exprimă public, nu doar presei, li s-a dat dreptul să greșească în exprimarea lor publică. În ce sens li s-a dat dreptul să greșească? În sensul bunei credințe. Cu alte cuvinte, dacă cineva nu spune, nu scrie cu rea credință, știind că este neadevărat, asta înseamnă rea credință, atunci, chiar dacă pierde un proces, înseamnă că lucrul pe care l-a făcut a fost cu bună credință și a fost în folosul interesului public. O să spuneți, dar de ce există acest drept în plus, nu doar al presei, ci al liberei exprimări? Pentru că noi toți, prin Constituție, ne-am gândit așa, decât să avem o presă fricoasă, căreia să-i fie frică să greșească în fața celor puternici, nu în fața unui pilot, e vorba aici, da? E vorba de politicieni, președinți de țară, miniștri și așa mai departe, afaceriști puternici, da? Căreia să-i fie frică să greșească, mai bine avem o presă care să aibă curajul și permisiunea de a greși uneori, dacă o face cu bună credință, pentru că asta ține societatea mai sănătoasă și îi face în ultimă instanță pe oameni mai protejați în fața puterii exercitate asupra vieții lor de cei care conduc. E o chestiune, recunosc, delicată și foarte dificil de discutat, dar asta este realitatea consfințită prin legile României și prin legile europene. Eu am o curiozitate, dacă ați fost într-un impas atât de mare, care v-a dat viața peste cap, de ce nu v-ați adresat justiției? Care, cum să zic... Haideți că vă spun sincer. Am contactat un avocat și mi-a zis, bă, zice, eu locuiesc în Sibiu, eu sunt sibian, locuiesc în Sibiu. Zice, mă, trebuie să mergem la București. Mafia care e acolo și injustiție și cu relațiile lui Cătălin Tolontan, pierzi bani. Bun, acum nu vă supărați. Da. În 2003 nu era personajul principal al acelui ziar. Dumneavoastră invocați... Vă rescrieți un pic situația în sensul ăsta pe care îl invocați. Ce relație? Adică, nu, eu vă înțeleg cazul, da? Deci, stați puțin, pe numărul ăsta de telefon pe care am fost sunat, dacă e WhatsApp, îi fac o poză cu poza dumneavoastră, cu redactor șef Gazeta Sport. Păi nu că eram, asta și spun, dar nu înseamnă că eram singur om de la ziarul ăla și asta cu influențele, așa, oricine poate să spună orice. Nu vă supărați. Dar există dreptul ăsta de câte ori? Păi, atunci, de ce l-acuzați pe domnul Băluță că a spus nu știu ce despre dumneavoastră? Pentru că spune minciuni. Păi și dumneavoastră, în ziarul dumneavoastră, acolo a spus tot o mare minciună. Este o diferență între a spune un lucru care nu este exact și a spune o minciună. Minciuna este un lucru despre care știi că este o minciună. Asta încercam să vă explic. Păi asta n-a fost o minciună, cum că eu am primit bani de la Becali. A fost un lucru, a fost probabil, pe baza mărturiei dumneavoastră, un lucru care nu era adevărat, dar nu a fost o minciună, pentru că colegii mei care au scris n-au știut. Dați-mi voie să vorbesc și eu, vă rog, da? Da, spuneți. Ok. Păi, altfel nu putem dialoga. Deci, scuze. Diferența între minciună și neadevăr este că minciuna este premeditată. Asta vreau să vă spun. Are la bază reaua credință. Și anume, ca și cum colegii mei știau că Gigi Becali n-a făcut ceea ce au scris ei că a făcut, dar totuși au scris împotriva faptului că ei știau. Ceea ce nu stau lucrurile așa în presă. De obicei nu stau lucrurile așa. Și dacă lucrurile ar sta așa, atunci există, într-adevăr, tribunalele la dispoziție. Noi nu-i spunem domnului Băluță de ce ne dă în judecată. Să ne dea în judecată cât vrea. Nu e niciun fel de problemă. Aici vorbim despre un alt nivel al discuției în privința intimidării presei. Dar nu mă refer la dumneavoastră, ați înțeles. Am înțeles. Dumitru, mulțumesc. Deci, trageți concluzia, vă rog. Eu vă mulțumesc frumos, cele bune, sănătate. Și țineți-o tot așa, cele bune, domnul Cătălin. Ne îndoiesc că se pot face greșeli. Bun, acum ideea e următoarea, din punctul meu de vedere. În momentul în care noi jurnaliștii greșim, am început din ce în ce mai mult, au trecut aproape 20 de ani de la întâmplarea asta, să avem mecanisme de control și sunt redacții specializate care la rândul le verifică. Este mult mai greu astăzi să vii cu o minciună. Și mai e ceva, sunt o grămadă de instituții judecătorești care vă pot, judecătorești de justiție, care vă pot apăra. Ideea că vă spune un avocat că nu o să aveți șanse în fața presei,
este o idee foarte slabă. Nu, și mai e ceva foarte important. Sigur că exemplul omului este dureros în măsura în care el funcționează în narațiunea respectivă, nu pun la îndoială nimic. Dar societatea a cântărit în momentul în care a cătuit legile, care este pericolul cel mai mare? Pericolul cel mai mare este să existe o știre care nu e corectă din când în când sau să existe o permanentă, un permanent abuz al unor autorități nesupravegheate asupra vieții. Pentru că, da, știrile au și ele un rol nociv, fără discuție, dar marile decizii ale politicienilor asupra a miliarde de euro, asupra oricărea dintre aspectele vieții noastre, alea sunt cele care socotește Constituția. Da? Sunt cu adevărat importante. Acolo trebuie să veghem ca societate. 0372069599. Astăzi dezbatere plecând de la cazul investigării unor investigații DICOT asupra unor jurnaliști, dar după cum vedeți, discuția despre presă cu Cătălin Tolontan poate merge în orice direcție. Sorin, ești la România în direct. Mulțumesc tare mult pentru răbdare. V-am explicat celor care prindeți linie că lucrurile merg un pic mai greu. Alo. Salutare. Bună ziua. Și în primul rând vreau să vă zic la mulți ani pentru cei 21 de ani de Radio Europa FM. Referitor la tema zilei de astăzi, eu zic să lăsăm justiția, care noi zicem că e liberă, să-și facă treaba, nu? Și la final o să vedem dacă cine are dreptate, domnul primar sau echipa domnului Tolontan, sau domnul Tolontan și colegii. Așa să ne dăm noi cu părerea că are dreptate sau nu are, nu știu dacă e bine. Adică ați spune că întrebările pe care le punem astăzi nu sunt legitime sau că n-ar fi trebuit să purtăm discuția asta? Nu, normal că trebuie purtate, dar nu putem să ne... Mai înainte l-am auzit pe domnul Tolontan, zicând că domnul primar minte. Acum eu nu am de unde să știu că minte sau nu minte, până nu se pronunță justiția. De acord, numai că nici nu pot să-mi opun. Mă gândesc că dânsul zice din punctul lui de vedere. Sigur, dar fără, aveți dreptate. Aceasta este opinia mea pe ceea ce am văzut, că afirmă domnul primar. Da, da. Vă înțeleg, așa pot să zic că și are valoarea unei opinii personale, nu are o mai mare valoare, vă înțeleg și eu pe dumneavoastră. Deci asta nu e, ce am spus eu aici, nu este un adevăr, da? Este opinia mea, care, repet, are o valoare limitată, fiecare, adică de părere, fiecare, să fiu mai... Da, fiecare om este liber să aibă propria părere, dar... De acord. Părerea asta nu cred că e ceva bun să o exprimăm în public sau la scară națională, pentru că un postul acesta de radio este ascultat de foarte mulți oameni și putem, da, o ținem pentru noi părerea asta. Nu, aici vă contrazic și este ceea ce spuneți, este împotriva Constituției. Pentru că oamenii care au născocit minunea asta care se numește democrație și pe care noi românii, după care noi am alergat atâția și atâția ani și am dobândit-o atât de greu, au găsit că este mai bine să suportăm răul gândirii și al liberei exprimări decât răul de a ancheta sau suprima gândirea asta. De ce au crezut asta până la urmă? Pentru că mințile care gândesc singure, care încearcă să caute adevărul, care sunt independente, sunt esențiale pentru ca oamenii să se poată autoguverna. Despre asta este vorba. Deci nu putem opri dreptul la opinia al cuiva, să știți. Asta este un lucru... Nu, pe departe gândul meu să vă opresc. Fiecare, și eu am o părere, dumneavoastră aveți o părere, fiecare are o părere. Dar au fost atâtea cazuri în care oameni care la sfârșitul procesului s-au dovedit a fi infractori, sau mai nu folosesc, nu vreau să vă acuz de ceva, Doamne ferește. Păi nu, că nu e nicio problemă, că ne acuză domnul Băluț, adică nu e... Nu sunt vinovat, nu, eu sunt curat. Hai să lăsăm, să mergem până la sfârșit. Păi, dar asta se și întâmplă, să știți că nu este... Noi am fost acolo și am dat declarații în calitate de martori. Da, adică... dar nu puteți să... Dumneavoastră l-a acuzat că minte. Hai să vedem dacă minte. Dacă păi nu, eu spun că e credința respect, mea că minte. E datoria mea să spun asta. Orice om își poate spune opinia. Și nu, ce am mai auzit. Referitor la interlocutorul, la antevorbitorul meu, n-a primit niciun răspuns din partea dumneavoastră. Și știm cu toții, presa scrisă
știm cum se procedează, mai ales la sport, cum? Mai ales cum? La... Aici mă faceți pe mine curios că toată lumea spune că știe cum se procedează. Nu, n-am zis că știe cum se procedează. Păi nu, așa am zis, știm cu toții cum se procedează în presa scrisă, mai ales la sport. Da, pentru că sunt atâtea știri care se contrazic de pe o zi pe alta. Azi zice, mai ales la sport, se zice ceva, peste două zile se zice altceva. Au fost atâtea cazuri. Acum nu cred că analizăm presa de sport. Păi nu, stați un pic, că e foarte bine ce spuneți. Adică spuneți așa, că într-o zi se anunță că se transferă un jucător la Steaua, să zicem, da? Și peste două zile da, aflăm că jucătorul respectiv nu se transferă. Probabil că la genul ăsta de informație. Vă dau un exemplu concret, acum câteva zile, da? Pentru că citesc Gazeta Sporturilor și acolo scria FCSB are un antrenor, Nicolae Dică a semnat. Da. După a doua zi n-a mai semnat, nu era semnat, că nu s-a înțeles. Păi cum poți să scrii într-un ziar online, să scrii online că a semnat și a doua zi vii și zici, păi n-a semnat. Păi... Vă explic cum, dacă aveți răbdare. Doar în Belarus există un singur adevăr, să știți. Ăla al dictatorului care dă jos avioanele. Hai să nu mergem în Belarus, că noi suntem în România. Păi nu, vreau să vă spun. Dacă, de exemplu, astăzi un jurnalist află că Dică semnează cu Steaua și află lucrul ăsta de la o sursă din club, sau chiar oficial de la club, dar până mâine Dică se răzgândește și nu mai semnează cu Steaua. Păi, da, prima nu, știre, nu, stați un pic, pentru că acolo scria în știre, scria că Dică a semnat. Okay, nu s-ar dar, putea să se... A semnat. Am înțeles. Dacă eu zic că am... Bun, aceea a fost o știre greșită. Încă o dată. Asta nu înseamnă că omul care a dat știrea respectivă greșită a făcut-o intenționat. Dovadă că a doua zi a venit cu altă știre care... presupunem că este corectă, ca, și anume nu, că nu a semnat. Scria, Romanu, scria, s-a făcut, a semnat, s-a făcut. Ce înseamnă aia? Eu tind să înțeleg că, gata, are un nou antrenor. Da, eu așa e, aveți dreptate, în ziua 1 despre care vorbiți, avea un nou antrenor și s-a dovedit că acea informație nu este greșită. Dar ăsta este prețul unei societăți democratice. Așa se procedează în toate țările lumii. Eu nu zic că nu... Da, asta nu înseamnă, înseamnă că e bine. Să-mi pun cenușul în cap. Asta nu înseamnă că noi vrem să greșim, să nu înțelegeți că ne facem din această permisiune a erorii o profesiune de credință. Că nu. Evident că nu vrem să greșim. Evident că vrem să dăm mult mai multe informații, să dăm informații corecte. Avem proceduri pentru lucrul ăsta. Dar atunci de ce nu se documentează bine știrea respectivă? Păi toate se documentează, numai că în orice profesie există eroare. Dar de ce la primul semnal se aruncă pe piață? Nu, îmi pare rău, aici nu aveți dreptate. V-am dat dreptate cu anterioarele argumente, aici vin cu altă opinie. Nu aveți dreptate, nu puteți ști că la primul semnal, pentru că nu se face la primul semnal niciodată în presă. Păi, da, înseamnă că toate cele 5 surse, să zic, eu am spus... Da, iar fi bine să facem odată o discuție teoretică despre cele 3 surse, că nu știu în ce măsură funcționează astăzi cele 3 surse, dar am o idee, de ce nu-l penalizați prin necitire? Adică dacă v-a creat această nemulțumire în privința știrii respective, de ce reveniți? Nu pot să zic că mi-a creat o nemulțumire. Păi e o nemulțumire, e firească, nu? Adică... Nu, eu am citit și am... Nu, uite, mă, păi asta zice așa, mâine nu-i mai antrenor, că... Bine, am dat un exemplu... Păi asta și asta zic eu. De ce nu-l penalizați prin arma pe care o aveți la îndemână cel mai rapid? Mâine... Cea mai bună armă să nu mai citesc site-ul respectiv, dar bănuiesc că asta ar fi principala... Dar vă întreb altfel, nu cumva găsiți acolo și zeci și sute de alte informații valabile? Ba da, eu n-am zis că toate informațiile sunt eronate. Și atunci judecata o facem pe baza unei pase greșite... Nu pot să zic că a fost o judecată. Vă pun la încercare. Ăsta e rostul acestei discuții, pentru că și noi vrem să înțelegem din meseria asta. Sigur, aici, când vom face seminarii despre presă, o să vă spunem și despre finanțare, și despre oamenii care lucrează în redacții, și despre faptul că ar mai fi un lucru. Gazeta Sporturilor e gratuită, oameni buni?
Nu este The Athletic. Asta nu înseamnă că putem fi responsabili, da, dacă suntem gratuiti. Ca să... Nu, dar... Da, nu, înseamnă altceva. Înseamnă că... dacă suntem gratuiti sau nu, avem o responsabilitate. Da, gazeta, dar eu altceva vreau să vă spun. Nu puteți să aveți calitatea pe care o oferă, de exemplu, The Athletic, una dintre cele mai mari publicații de sport din România. Deci asta nu-i datoria oamenilor să facă aceste nuanțe. Datoria oamenilor este... Eu adaug în discuție. Să citească dacă au încredere în gazeta sporturilor, evident. O secundă. Mulțumesc tare mult pentru comentarii. Știu că sunt pe linie Adrian și Mihai. Luăm publicitate acum și ne întoarcem imediat. Nu avem știri în această ediție de România în direct. Încercăm să prindem cât mai multe telefoane. E o discuție rară. 0372069599. E discuție rară despre presă și probabil una dintre cele mai bune pe care le-am avut în ultima vreme în acest studio. Așadar, publicitate, cine este pe linie, am să vă rog să ne aștepte. Cu Cătălin Tolontan rămânem și după ora 14 la România în direct. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bine ați revenit la România în direct. Astăzi ediție specială, trecem pragul orei 14. Sunt alături de Cătălin Tolontan, coordonatorul editorial al ziarului Libertatea și al gazetei Sporturilor. Discuția pleacă de la audierea mai multor jurnaliști de către DIICOT la o plângere a primarului sectorului 4, dar este o discuție în realitate despre starea presei. Alina Mungiu spunea în ziarul Adevărul, într-un articol de ieri, că ceea ce vi se întâmplă dumneavoastră și jurnaliștilor de la Newsweek în mod evident este un compromat, adică acea tehnică rusească de compromitere a unor persoane din spațiul public ca ele să-și piardă din credibilitate. Corectă ideea? Adică hai să auzim vocile oamenilor, că sunt mai... să mă supun vocilor critice decât vocilor care vorbesc de bine despre noi. Cred că e mai sănătos. No, era o întrebare valabilă. Și mai spunea ceva, că este o acțiune îndreptată împotriva unui trust de presă străin, da? Libertatea și Gazeta Sporturilor sunt deținute de trustul elvețian Ringhe,
Da, iar așa este. Newsweek este o franciză străină? Alina Mungiu Pipidi făcea referire la Libertatea. La Libertatea acolo. Da, adică, încă o dată, noi am citat un articol din Newsweek. Nu înseamnă că îi culpabilizez pe cei de la Newsweek, dar nu știu ce au făcut și nu mă coalizez cu nimeni. Și până la urmă, important e ceea ce ai făcut tu în redacția ta, iar pentru asta garantează nu... buna credință, ci regulile. Noi am respectat toate regulile respective și suntem absolut siguri de acest lucru. Adrian, salutare, sper că mai ești acolo. Mulțumesc tare mult pentru răbdare. Da, bună ziua, bună ziua, domnule Cătălin. La mulți ani cu ocazia aniversării a 21 de ani de Europa FM și am dorit să-l salut în mod deosebit pe domnul Tolontan și să spun că este un profesionist din punctul meu de vedere. Și am să și spun de ce. Acum 3 luni de zile am avut o speță legat de o rudă foarte săracă dintr-o localitate din județul Olt. Am încercat la foarte multe televiziuni să iau legătura să expun problema. Singurul om care a răspuns foarte prompt și care m-a ajutat să rezolv problema rudei respectiv a fost domnul Tolontan. Pentru acest lucru vreau să-l salut în mod deosebit și să exprim respectele mele pentru dânsul și pentru profesionalismul de care a dat dovadă. Iertați-mă că eu nu mi-aduc aminte, că e important ca oamenii să înțeleagă ce înseamnă a ajuta, că noi nu ajutăm pe nimeni, noi doar publicăm lucruri. Era vorba de acel ajutor social pentru o persoană care nu avea niciun fel de venit în afară de cei 150 de lei pe care îi acorda comuna respectivă pentru prestația lunară, iar primarul comunei Osica de Sus a tăiat acel ajutor social, motivând că ruda nu locuiește în comună. Și noi ce am făcut? Am scris despre caz. Noi am scris despre lucrul ăsta sau ce anume am făcut? Domnișoara Diana Mezeșan a fost împreună cu echipă, cu cineva de la dumneavoastră, cu un fotograf de la dumneavoastră în comună și datorită dumneaei și datorită dumneavoastră, că dumneavoastră ați dat mai departe această speță, am rezolvat situația respectivă. Ba mai mult, am încercat chiar și la la județul Olt, iar răspunsul mi-a venit abia după 30 de zile, în condițiile în care persoana respectivă nu avea nici măcar cea mai mică sursă de venit, în afară de ceea ce aș fi putut trimite eu. De curiozitate, altceva, spuneți. Nu avea absolut nicio sursă de venit. Și din cauza asta am dorit să intervin. După ce au văzut articolul în ziar, autoritățile s-au mișcat mai bine? Nu, chiar în ziua respectivă am ajuns în Slatina, primarul și cu doamna care a făcut ancheta socială nu au putut fi înduplecați, motivând legea respectivă, dar eu le-am spus că legea este, au interpretat-o greșit și n-au vrut să țină cont de acest lucru, dar cu doamna directoare de la AJPIS, dacă mi-aduc eu bine aminte, din Slatina, dânsa a dat telefon în comuna Osica și i-a întrebat dacă ei, ei realizează ceea ce au făcut cu omul ăsta. Da, s-au mișcat autoritățile după ce a apărut presa pe fir, asta este evident. Exact. Bun. Acum, eu vreau să vă spun foarte clar și cred că lucrul ăsta vi l-am spus, că asta este modalitatea în care începem dialogul, pe, indiferent cum îl purtăm, cu toți oamenii care ne dau informații și ne povestesc păsurile lor, că noi nu ajutăm pe nimeni și nu avem niciun merit în ceea ce s-a întâmplat în acest caz. Și meritul știți cine l-are? Dumneavoastră. Pentru că ați avut curajul să dezvăluiți ceva care ține de intimitatea familiei, de un lucru dureros. Și alături de dumneavoastră, oamenii care au citit lucrurile astea și alături de ei, oamenii din instituțiile statului, care or fi alea, care și-au dat seama că ei sunt puși acolo să lucreze în folosul oamenilor. Atât. Noi nu am fost decât cei care am luat informația dintr-o parte, practic de la dumneavoastră, și verificând-o, am trimis-o către mai mulți oameni, dintre care mulți probabil că se aflau și ei în situația rudei despre care vorbiți. Mulțumesc frumos! Exact. Ce am vrut să spun cu această problemă este faptul că eu, chiar dacă am încercat prin forțe proprii să rezolv această problemă, nu am reușit, deoarece mi se închidea telefonul în nas. Ba mai mult, dacă am trimis la prefectura județului Olt, am trimis acel mail,
și am spus că se va verifica și voi fi contactat în termen legal. Zic, domnule, dacă dumneavoastră stați să faceți, să-mi răspundeți în 30 de zile, păi femeia moare pe stradă. Și din cauza asta, spun încă o dată și repet, sunteți singurul prin care am reușit să rezolv această problemă, care efectiv nu avea timp nu era timpul necesar să așteptăm 30 de zile până a se soluționa această situație. Ba mai mult, colegii dumneavoastră au făcut poze, ce înseamnă 150 de lei acel ajutor social, iar din ce au făcut dânsii poze și au publicat în ziarul Libertatea, era vorba de câteva pâini, de câteva cutii de pateu, pufuleți și o sticlă de apă. Deci asta înseamnă 150 de lei pe lună pentru un om care nu are nicio sursă de venit. Menționez treaba asta, nicio sursă de venit. Și acei 150 de lei i-au fost tăiați. Efectiv, nu s-au gândit că acea persoană poate să moară pe stradă ca un câine. Chiar și un câine mai dau o bucată de pâine, dar acea persoană nu s-a gândit nimeni. Mulțumesc tare mult pentru mesaj. Am dorit să intervin neapărat pe chestia asta. Mulțumesc și spor la treabă. Sunt zeci de cazuri de astea care apar în presă. În viața unui ziar sunt sute de astfel de cazuri în fiecare an. Dar încă o dată, n-avem niciun merit. Asta e treaba noastră. Să dăm voce oamenilor care nu au voce. Mihai, salutare, ești la România în direct. Bună, Cătălin. Bună, domnule Cătălin Tărondan. La mulți ani, Europa FM. Ce pot să spun? Doar faptul că astăzi dimineață, când m-am trezit, am văzut știrea de la Rise Project pe Facebook și instantaneu mi s-a ridicat tensiunea. Deci am rămas atât de scârbit de ce poate să se întâmple în țara asta. Nu îmi venea să cred de încrângătura care este de la cel mai înalt nivel până jos și de cea mai joasă speță. Deci este incalificabilă chestia cu procurorul care este clar, au o legătură afiliată prin ceea ce a dat Rise Project pe Facebook. No. Deci nu venea să cred. Acum știți că v-a răspuns cineva... Asta, totuși, ca un procuror care mă gândesc că ne reprezintă pe toți din țară. Să facă așa ceva. Cum se poate demite la un asemenea lucru? Și mai ales că este și unul dintre șefii DICOT-ului, după câte am înțeles. Da, este șeful unul dintre serviciile DICOT-ului. Aveți dreptate în sensul în care nici noi n-am crezut. Știam de câteva zile circula această informație. Pur și simplu eu am zis, asta nu se poate, iar fi... prea primitiv, nimeni nu este atât de lipsit de discernământ profesional încât să ia un dosar știind care această vulnerabilitate, târând sute de colegi din DICOT care lucrează din greu, da, cu bande, într-o poveste ca asta. Într-o lumină atât de proastă, exact, această, exact, instituție. De nici știți că v-a răspuns cineva pe Facebook, adică dați-mi voie să intervin, spune cineva mai sus pe Facebook, păi acum... Le veți interzice oamenilor să aibă relații de iubire sau de conviețuire pentru că lucrează în același sistem juridic? Nu, bineînțeles, după cum fiecare avocat trebuie să-și facă treaba sa. Dar nu este normal acest lucru, deci nu este normal. Nu este normal ca acest lucru să se întâmple. Deci nu mi-a venit să cred. Da, haideți să o luăm altfel, că, Cătălin, știi cum e asta? Nu. Da, este ca și cum, de pildă, eu l-aș da în judecată pe procuror, care n-ar fi procuror, ar fi inginer, da? Să zicem că este inginer, și nu-l dau în judecată, îi fac o plângere pe rană la DICOT. El se duce acolo ca inginer, îl cunoaște pe procurorul DICOT și află peste 3 zile că procurorul DICOT are o soție care a fost avocat, nu pentru mine, nu de la mine a luat banda, ci de la Mirela Neac, să spunem, și Răzvan Luțac, care sunt colegii mei. Că asta e situația. Goleac, cei doi goleci, familia Goleac alcătuiește pentru Băluță structura, da, de colegialitate profesională, politică. E mult mai complicat decât nu sunt trei jurnaliști. Omul ăla, inginerul, s-ar simți echitabil tratat de către justiție. Însă ce vreau să vă spun eu este următorul lucru. Nu dau sugestii, nu dau sfaturi, dar disperarea, lehamitea și sentimentul că în țara asta nu se poate face nimic este ceea ce mafia și acești oameni vor să stârnească în noi, de fapt.
Știți cum se spune? Speranța nu înseamnă că suntem lipsiți de realism și spunem orice am face noi o să fie bine. Nu, asta nu e speranță. Speranța înseamnă că știm că dacă acționăm fiecare, acolo unde muncim și dacă credem în instituții și credem că trebuie să le veghem instituțiile astea, să le monitorizăm ca cetățeni, avem posibilitatea să alegem dintre toate versiunile de viitor pe care le avem în față acea versiune care să ne facă viața mai bună. Asta e speranța, pentru că dacă disperăm, dacă renunțăm, dacă spunem tot timpul că România n-are nicio șansă și din păcate ei asta vor de la noi, exact asta vrea mafia de la noi, atunci cu adevărat vor învinge. Îți mulțumesc tare mult, încerc să mai iau două telefoane până la finalul acestei emisiuni, dacă ești de acord, Cătălin, pentru că am zis până la 2:15. Publicul dictează. Să stăm un pic mai mult. E o întrebare care revine pe Facebook. Sigur că pentru noi este ceva atât de simplu și de ușor de explicat, dar poate pentru public e diferit, că lucrăm cu percepții. Deci sunt oameni care întreabă de ce te-ai întâlnit cu domnul Blidar de la Astra Vagoane. Na, poftim. Pentru că jurnaliștii se întâlnesc cu cei pe care intervievează. E obligatoriu să facem asta, să vorbim cu ei, fie la telefon, fie întâlnindu-ne. N-am fost singur, n-am fost într-un loc ascuns, nu era nimic ocult. Eram într-un restaurant plin, era o terasă acoperită în București, împreună cu colega mea Mirela Neag. Deci n-am fost doar eu și el. Asta fac jurnaliștii. Este normal să ne întâlnim cu oamenii despre care scriem. Dar, cei care au pus la cale mizeria asta și care susțin că acest lucru este un lucru care nu se face, inversează lumea, pur și simplu. Oamenii ăștia ne propun nouă o lume inversată. Dar cum ar vrea să facem interviurile? Ne vorbind cu oamenii pe care intervievăm? Mai ales că, foarte important, am publicat respectiva discuție, un articol despre respectiva discuție, acum un an de zile, după ce am purtat discuția. Adică nu am ascuns nimic. Am spus, deci n-am dat doar citatele respective. Am spus că ne-am întâlnit cu el într-un restaurant. Am descris scenele din restaurantul respectiv. Așa se face presă peste tot în lume. Și slavă Domnului că se face. Și se va face. Indiferent care sunt toată această operațiune de manipulare și de... Mizează pe ceva care de fapt nu există. Mizează pe lipsa de discernământ a publicului. Eu cred foarte mult în discernământul publicului, nu numai din România, în general. Oamenii își dau seama care este adevărul, de fapt. Valentin, ești la România în direct, salutare. Bună ziua. Am rămas cu o frază după ce a fost articolul cu jurnalistul din Ungaria. Și fraza a fost că în Ungaria presa e ca o pisică ce toarce în brațele puterii. Cred că o parte din vină la noi, presa o are și pentru că primește bani chiar prin contracte oficiale transparente. Pentru că politicianul român s-a obișnuit că atunci când dă niște bani publici, ca și cum i-ar dat de la el, și așteaptă un favor. Inclusiv politicienii tineri. Nu l-a taxat nimeni pe domnul Voiculescu când a zis că este atacat pentru că unele televiziuni sau unele trusturi nu mai primesc bani. Adică ce să înțelegem? Că era tot ok când li se dădeau bani și li se ridicau osanale? Nu mi se pare normal. Cu atât mai mult cu cât, de exemplu, chiar și campaniile de acum, din pandemie, când se primește o licență de la CNA pentru radio sau pentru televiziune, respectivul care aplică pentru acea licență este obligat să transmită, să difuzeze mesaje de interes public. Deci nu era niciun temei prin care să primească televiziunile sau radiourile bani pentru niciun fel de campanie. Pentru că așa cazi în extrema puterii, încerci să... Credeți că e o legătură directă? Adică dacă un jurnalist sau o redacție are un contract guvernamental, credeți că automat jurnaliștii sunt atenți nu sau că primesc ordine? Nu împuști vaca care îți dă lapte. Vi se pare? Adică... ceva? Da, pentru că am observat că ușor-ușor unele trusturi care erau obiective s-au transformat în avocatul diavolului. Bun, întrebarea este legitimă și îngrijorarea, de fapt, este care decurge din întrebarea dumneavoastră este legitimă. Mi-aduc aminte că în ceea ce ne privește la Libertatea, la un moment dat, Trustul Ringhie, care realizează și albume, reviste și așa, câștigase un contract cu Primăria Sectorului 1 pentru realizarea unui album pe licitație. Și
După ce am avut o discuție, au renunțat la respectivul contract, era destul de mare, niște milioane de euro. Știți că există o instituție, de fapt două instituții în țara asta, pe care noi uneori fie le disprețuim, fie nu le băgăm în seamă, fie pur și simplu nu cere nimic de la ele, televiziunea și radioul public, care iau bani de la fiecare dintre noi. Înainte luau prin taxa direct de la cetățean la ele, acum iau prin taxele adunate în buget prin Ministerul de Finanțe. Sumele sunt undeva aproape la 200 de milioane de euro pe an. 200 de milioane de euro pe an. Și eu ca jurnalist, care deja am îmbătrânit, vreau să vă spun doar atât. Până când nu vom cere, într-un fel, iertați-mă, exact inversul de ceea ce spuneți, în sensul că ne speriem, până nu vom cere de la ei, care primesc bani publici, să-și facă datoria publică, pentru că sunt mii de oameni acolo, mii de oameni. Noi suntem 30-40 într-o redacție națională. Europa FM chiar mai puțin, probabil, sau tot pe aici, da? Cât putem acoperi, câte investigații putem face, câte știri putem scoate la iveală, dar ei acolo sunt mii de oameni. Până când nu vom cere de la ei să fie corecți, tocmai aici vin la dumneavoastră, pentru că primesc bani publici, tocmai pentru că sunt obligați de acești bani să facă un serviciu public, dar nu, ne va fi foarte greu, să știți. Nu poate fi TVR-ul de talonul obiectivității. Dar de ce să nu fie? BBC-ul este. Ar trebui să fie, dar în ritmul ăsta nu se mai întâmplă niciodată ca presa să fie obiectivă. Pentru că noi avem alte așteptări. Știm ce cloacă e acolo, ce colcă e în TVR și în radiodifuziune și nu puteți să spuneți, e același principiu, da, dar până când nu se schimbă ăla, nu ne schimbăm nici noi. Nu, dar aici dumneavoastră, înțeleg ce spuneți. Aveți vreo suspiciune sau vreun fapt în privința independenței, libertății, că nu, acum nu vorbesc despre alții, da? Nu, am apreciat când ați scris un articol și ați spus că ați aplicat pentru fondurile acelea puse la dispoziție de... Da, și am dat exact sumele pe care trustul Ringhiel a luat. Da, dar, așa. Dar asta nu înseamnă că mi se pare normal. Am înțeles, dar nu suntem patronii acestui trust, să știți, adică... Așa este, da. Dar suntem jurnaliști, putem scrie, putem pune întrebări, vă putem spune care sunt sumele luate, că e informație publică și e dreptul nostru să o publicăm, indiferent de interesul comercial al patronilor sau nu, dar aici e limita profesiei noastre. Adică... Dar înțelegeți că l-a surprins inclusiv pe domnul Voiculescu că da, sunt atacat pentru că nu sunt mai unele trusturi, nu mai sunt plătite. Păi nimeni nu s-a sesizat când s-a spus enormitatea asta. Cum adică? Dar tu erai ok până acum pentru că s-au pompat bani și nu scria nimeni de tine și brusc când s-a închis robinetul? Dar n-aș spune că a beneficiat Vlad Voiculescu de un tratament pro sau contra din cauza unor bani aici. Dar înțeleg îngrijorarea și e justificată. Da. Vă mulțumesc pentru punctul ăsta de vedere. Că e foarte legitim și e foarte important și lumea trebuie să știe despre modul în care ne ducem activitatea, dar să știi că, apropo de televiziunea și radioul publice, mare parte din presă a substituit sau s-a substituit sau a completat activitatea acestora. Și cred că sunt instituții de presă în țara asta private care au făcut jurnalist public foarte intens în anii aceștia și au suplinit au făcut o parte. Cătălin, dar vorbim despre grupuri de câțiva oameni, da, sau în cazul redacțiilor naționale de câțiva zeci de oameni și noi avem o resursă uriașă, neexploatată și presa locală e din ce în ce mai slăbită și știrile care ajung de acolo la noi despre ceea ce sunt se întâmplă cu viața oamenilor ăla sunt tot mai puține. Asta e problema. Când și asta e opinia mea, tot așa, e o simplă părere. Fără TVR și fără Radio România nu putem face bine. Dar n-am zis, Doamne ferește, din potrivă, zic. Asta e credința mea. Pentru că ești șef de redacție și ai fost șef de redacție în ultimii 20 de ani, știi foarte bine că în momentul marii crize financiare din 2010, redacțiile din România aproape au dispărut multe dintre ele la modul fizic. Și probabil că și voi și alții ați rămas într-o mână de oameni. Și lucrurile cu greu s-au reparat. Dar nu suntem chiar o mână de oameni, suntem ceva mai puternici. Se vede și lucrurile care uneori le reușim, alteori le greșim. Bune sau răi, sau bune sau rele lucrurile pe care le facem, suntem independenți. Asta e datoria noastră. Să vedem dacă mai este Sabin, care încheie această ediție specială de România în direct. Salutare! Bună ziua! În primul rând aș vrea să vă felicit pentru atâtea ani de presă și atâtea anchete. Dar mi-a plăcut mai devreme domnul Trontana, este că nu vrea să fie lăudat, că asta nu are mare valoare din păcate sau din fericire. Vreau să vă întreb altceva. Ați spus de câteva ori de dreptul constituțional al presei și este foarte bine că e așa, că
să nu ajungem într-o dictatură de orice fel. Însă puterea, asta dă o putere presei. Responsabilitatea, din păcate, trebuie să vină dinspre presă. Și întrebarea mea e destul de simplă, fără să fie un caz concret. Eu știu că dreptul meu încetează unde începe dreptul celuilalt. Eu când fac o acuzație, chiar dacă este o părere personală, în momentul în care o fac public, trebuie să am să susțin acea acuzație. Cumva aici, domnul comandant, de mai devreme, v-a acuzat că ați mințit, dumneavoastră acuzați primarul că minte. Eu cred că sunt doar păreri personale și una și alta. E foarte greu pentru cineva din public să facă diferență doar pe baza notorietății unei persoane care este minciună și care este doar rea intenție, sau nu rea intenție, greșeală. Cred că cumva aici presa trebuie să vină cu pondere și cu un echilibru, cum ponderează erorile. Se pot întâmpla erori și sistemul de justiție greșește, dar are sistem de apel, de recurs, de și mai departe. La presă, care ar fi? Adică dacă cineva publică un articol despre tine, defăimător, nu mai ai nicio șansă să te apele. Ba da, ba da. O secundă. Există noțiunea de erată, adică există și publicăm des lucruri care asupra cărora revenim, da? Des, în sensul din 100 de informații, probabil că uneori se întâmplă la 500 de informații, în 5 zile să greșim una sau două și revenim și spunem lucrul ăsta. Dar atenție, cine sunt cei care sunt vizați de informațiile respective? Asta e foarte important. De obicei, presa se concentrează pe persoanele cu responsabilitate. Într-o democrație reprezentativă, cei care ne conduc sunt cei vizați de dezvăluirile presei. Și, încă o dată, acolo, prin lege, presa are voie, în anumite cazuri, să și exagereze. Nu să mintă. Nu să mintă, e foarte important. Nu să nu aibă bună credință, e foarte important. Dar să exagereze. Asta este legislația. Pentru că, revin, oamenii care au fondat democrația au fost atât de inteligenți încât și-au dat seama că e mult mai bine să ai o presă care să îndrăznească decât o presă timorată, speriată permanent, că e dată în judecată, că va pierde, că n-are mijloace, pentru că atunci nu presa, ci dumneavoastră rămâneți singuri în fața celor care ne conduc. Pentru noi ar fi cel mai ușor lucru din lume să scriem doar despre meciurile de fotbal și să ne bucurăm de iarbă și de jucători și de frumusețea fazelor, sau pentru jurnaliștii care scriu din alte domenii de cultură și așa mai departe. Cel mai ușor lucru din lume și uneori și cel mai profitabil uman, că te încarcă, da? Nu să stai să primești atâtea cazuri îngrozitoare cu oameni din spitale, cu cazuri de corupție, să te ceri cu personaje puternice. Dar asta este meseria noastră și ea este protejată prin lege. Pentru că legea dumneavoastră ați făcut-o. Da, sunt țări care nu acceptă această lege, dar alea nu sunt democrații. Întrebarea mea, și era, v-am spus, e corectă această putere a presei. De aia și presa este a patra putere în stat, între ghilimele de rigoare. Este iarăși corect că vorbim întotdeauna de abuz de putere, n-am auzit niciodată expresia de abuz de presă. Deci nu se pune problema să le punem pe același nivel o eroare din presă cu o eroare a unui personaj cu putere politică sau decizională. Exact, pentru că efectele sunt cu totul și cu totul altele asupra vieții oamenilor. Corect. Aveți dreptate. Însă, cum ați zis mai devreme, că s-a pomenit despre campania asta punctuală, că este un atac și de a compromite imaginea unui grup de presă. Sau de jurnaliști, mai exact, de jurnaliști. Mă refer la colegii, la colegii mei de investigație. Păi da, pentru că nu m-am referit aici doar la povestea din justiție și la procese. Noi avem zeci de procese. N-am avut niciodată nicio problemă cu asta. Dar când apar pozele și se explică oamenilor că, de fapt, jurnaliștii n-au voie să se întâlnească când suntem urmăriți, asta e foarte periculos. De ce? Pentru că dacă oamenii nu vorbesc cu noi, n-am fi știut niciunul dintre noi nici astăzi că în spitalele românești dezinfectanții erau diluați și erau și sufereau și mureau. Asta sunt concluzii științifice preluate de procurori în rechizitori, nu sunt afirmațiile mele. În spitale, din cauza asta, dacă oamenii n-ar avea încredere să întâlnească cu noi. Dar aceste fotografii unde au fost? Nu tot în presă. Adică, ok, publicul... N-avem o problemă, foarte bine că l-au dat. Problema este interpretarea acestor fotografii și aducerea opiniei publice în punctul de a fi împinsă în ideea că asta, acest lucru, este un lucru, este ca și cum ai, periculos sau că nu e normal. Este ca și cum ai spune, n-avem nevoie de partide. N-avem nevoie de parlament. Lăsați că gândește unul pentru dumneavoastră, guvernul, de exemplu, sau președintele, e suficient. Fix acela, adică e un atac la principiul de a funcționa al unei comunități. Sabin. Eu vă întrebam, da?
sigur. Da, hai, adresează întrebarea, dar maxim 30 de secunde, căci ne apropiem de final. Acest atac a fost realizat tot prin presă și aici responsabilitatea trebuie să aibă presa ca anumite știri să le discearnă sau nu. Pentru că puterea întotdeauna va face abuz, oricare va fi ea. Ok, îți mulțumesc. Așa e, dacă nu e supravegheată de cetățeni. Pentru că, slavă exact. Domnului, într-o democrație, cea mai importantă poziție nu e cea a președintelui. Și nici a regelui cu atât mai puțin. Este cea a cetățeanului. Sabin. Și el se raportează critic și la presă. Are acest drept să o facă. Îți mulțumesc, Sabin. Cătălin Tolontan, la sfârșit, o ediție interesantă de România în direct și specială. Poate asta e cea mai bună aniversare a postului de radio și a presei, dacă vrei, să ne punem la îndoială gândurile și ideile și să obținem și niște explicații. Păi asta e sănătos. Era necesar ca lumea să le audă chiar de la noi, de la tine, și mulțumesc că ai acceptat invitația de a sta de vorbă cu publicul. E un format... Să dovedește a fi și cel mai complicat pentru autorități, dar și pentru cei și pentru foarte jurnaliști. Bun. E foarte, este formatul vieții, așa funcționează viața. Da. Cu necazurile oamenilor, cu nemulțumirile, cu problemele, cu nedreptățile pe care le face presa uneori, ca să nu vorbesc decât despre presa acum. E mulțumesc. Mulțumesc încă o dată. Spor la treabă. Cătălin Tolontan, coordonatorul Libertății și al Gazetei Sporturilor, a fost la România în direct. Eu sunt Cătălin Striblea, vă las cu Radu Constantinescu la drum cu prioritate.